Da. Da, domnul primar. Bun, o să încerc să fac gheata. Domnul secretar e în concediu. Normal, pentru o situație ca tare, ține locul juristă, care e ocupată cu o problemă de colectat taxe și impozite. Este doamna Toamă, cu procesul verbal tu îl încheiești. Bine, cu acceptul dumneavoastră, o să-i dăm drumul. Deci suntem în ședință ordinară a Consiliului Local, avem o ordine de zi pe care o cunoașteți, eu o să reamintesc pentru respectul față de procedurile legale. Este o ședință interesantă, fiind un moment de bilanț pentru dumneavoastră, în primul rând, ca și pentru viceprimarul comunei, plus două proiecte de hotărâri, la unul am renunțat să le explic în momentul când prezint ordinea de zi, pentru că nu există temei legal pentru propunerea inițială. La primul punct, avem prezentarea raportului de activitate pentru perioada iunie 2018-iunie 2019 a domnului Grigore Gheorghe, vicepreședintele Comunei Bogdănești. La punctul al doilea, prezentarea raportului de activitate pentru perioada similară a membrilor Consiliului Local a Comunei noastre. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2019, fiind inițiator semnată. Punctul al patrulea, un proiect similar de data aceasta, pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Cotisului pentru anul 2019, inițiator subsemnatul. La punctul al cincilea, inițial a figurat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui actor bănesc lunar pentru domnul Lazar Victor, cu domiciliu în sat Bogdănești, comuna Bogdănești de Tăbacău, care urmează să fie internat într-o unitate de ocrotire. Am înțeles că au fost discuții la subiect ieri în comisie. Între timp am constatat, conform legislației sectoriale, că el are copii care, în mod normal, sunt obligați să-i acorde asistență. Și soluția legală care trebuie să urmăm, cel puțin în prima etapă, să-i dăm în instanță ca să-și asume responsabilitatea față de părintele lor. Apoi mai vedem. Acesta este motivul retrat. Ca și în alte cazuri, atât timp cât există aparținători, copii, rude, grad apropiat și așa mai departe, legislația spune că trebuie sezizat și făcuți responsabil pentru situația în care se află părintele lor. La punctul 6 este cutuma noastră care înseamnă solicitare adresată Consiliului Local. M-am uitat la mapa, la ședințe, nu există așa ceva. Deci supun la vot ordine de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru acest. O să predau stafeta președintelui de ședință. Da, vă mulțumesc. Domnul consilier Vlad, cu care îl felicit și îmi doresc succes. Vă mulțumesc, domnul primar. Înainte de a trece la ordinea de zi, avem de vedere și le excuse domnul primar, domnul secretar lipsește. Dacă aveți să supunem la vot procesul verbal din ședința de luna trecută, dacă aveți obiecțiuni sau dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, procesul verbal de luna, la ședința de luna trecută, a fost aprobat. Trecem la ordinea de zi, la punctul 1, prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2018-2019 iunie a domnului viceprimar, domnul Grigore. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul.
raport de activitate al viceprimarului Comunei Bogdănești de Subașov. Domnul și domnul consilier, în dubla calitate de viceprimar și consilier local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege și în conformitate cu prevederile articolului 5 alineat 3 din legea 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public și al articolului 10 alineat 3 din HG 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 544/2001, prezint următorul raport de activitate pentru perioada iunie 2018-iunie 2019. În ceea ce privește activitatea desfășurată în calitate de consilier local, în cadrul Consiliului Local am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local și la ședințele Comisiei de Specialitate din care fac parte. În toate ședințele de Consiliu mi-am adus aportul cât mai constructiv împreună cu toți consilierii, indiferent de coloratura politică, și pe această cale mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să muncim împreună într-un interes conjugat pentru binele comunității. Mai ales că în ultima vreme, în cadrul acestuia, au fost numeroase schimbări. Împreună cu domnul primar, care i-am fost mereu alături, și angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, am implicat în rezolvarea în condițiile prevăzute de lege, de legislație în vigoare, a solicitărilor cetățenilor comunei. De asemenea, a existat o bună colaborare și în ceea ce privește întocmirea diverselor rapoarte, situații statistici solicitate de către instituția prefectului, Bacău, Consiliul Județean, alte servicii publice deconcentrate pe care am urmărit să fie transmise în termen legal. În calitate de viceprimar, ca în moment în mandatele anterioare, m-am preocupat că aspectul comune să fie unul îngrijit, curat și plăcut, având ca atribuție și respectarea legislației în ceea ce privește mediul înconjurător, de păstrare curată a cursurilor de apă și a surselor de apă aflate în domeniul public, folosindu-ne de orele de muncă ce trebuie să efectuate de beneficiarii legii 416/2001, ajutor social, am încercat să dăm centrul comune și nu numai unui aspect plăcut, efectând lucrări de cosire și igienizare, mai ales ca Bogdăneștiul este tranzitat de un drum național și european. O altă preocupare a fost gestionarea colectării gunoiului menajere de către firma Rompret Service SA, făcând tot posibilul ca lucrările să meargă pe cât posibil normal, având în vedere situația creată de suspendarea colectării la începutul anului. Am purtat discuții cu cetățenii pentru a utiliza în mod corespunzător pubele ce au fost distribuite și colectarea selectivă, pe cât posibil având în vedere amplasarea pubelelor pentru gunoaie selectiv. La începutul primăverii, ca în fiecare an, s-a decolmatat toate regulile și șantele în comună pentru a asigura scurgerea apelor pubiale. Am făcut apel și la cetățenii pentru a-și curăța șanturile din dreptul locuințelor, așa aș cosi partea din fața caselor, cu atât mai mult cu cât există o hotărâre de Consiliul Local în acest sens. Acest lucru pe care îl avem în vedere în fiecare primăvară, pentru a evita calamități și împiedicări inundațiilor locuințelor. Una dintre atribuțiile ce îmi revin în calitate de viceprimar este cea de a asigura buna circulație pe drumurile aflate în administrația Consiliului Local. Pentru aceasta s-au efectuat lucrări de reprofilare, balastare și amenajare a unor drumuri comunale aflate în administrația primariei, care au fost afectate în urma fenomenelor meteorologice din vara trecută. Am răspuns și am coordonat activitatea personalului și au desfășurat munca în folosul comunității în urma sentinței judecătorești cu care s-au efectuat lucrări de curățire și regularizare. Defrișare, curățire, resturi vegetale și gunoi aruncate în diverse zone. Pentru sezonul rece am asigurat aprovizionarea cu lemn de foc a sediului primăriei, case comune și a școlii gimnaziale Bogdănești. M-a preocupat de asemenea cu activitatea de dezăpezire
pentru desfășurare în condiții normale, pentru a asigura confort cetățenilor și bună circulație pe toate drumurile. O altă atribuție ce am revenit în calitate de viceprimar este coordonarea activității de pășunat la comună. Așa cum se știe, suprafața de pășunat este închiriată, iar partea împădurită este dată prin contract pază către ocolul Silvic Oitus. În ceea ce privește această activitate, am urmărit efectuarea lucrărilor de igienizare ce trebuie efectuate anual de cei care au închiriat suprafața, cu atât mai mult cu cât și contractele API la împunerea acestor lucrări. Am colaborat cu ocolul Silvic Oitus și am fost prezent la toate solicitările acestora. M-am asigurat de bună funcționalitate a sistemului de iluminat public de pe raza Comunei Bogdănești, împreună cu angajații SRC ALDE Electronic SRL, cu care avem contact de service. Pe lângă toate acestea, s-au adăugat lucrările de zi cu zi, care necesită atenția necesară, implicare și rezolvare imediat. Toate aceste lucrări au fost făcute, așa cum mai precizat, împreună cu domnul primar Nicolae Andrușcă și împreună cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, din cadrul primariei Bogdănești. Cu siguranță sunt și lucrări care nu au mai putut fi rezolvate, dar în perioada următoare îmi voi canaliza toată energia pentru rezolvarea acestora. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Dacă pe marginea raportului prezentat de domnul viceprimar, aveți comentarii, obiecțiuni, vă rog să mă scrieți acum. Nu v-am mai gândit, eu ar lua cuvântul în mod firesc, dacă vreți, în completare și pentru a constitui o bază de discuții ca tare, obiectivă, fără îndoială, pentru că dintr-o altă manieră nu poate conduce la beneficii, pentru că așa cum am acceptat împreună, este un moment de bilanță de analize și sunteți cam în aceeași situație. El însuși este consilier în deliberativul local, are și onoranta funcție de viceprimar a comune. Au fost și alte ocazii, mă rog, dacă ne raportăm numai la momentul acesta de raportare, care este o dată pe an conform legislației în vigoare, anii precedenți. Și cred că e mai corect să facem o analiză, să spunem, obiectivă lucidă, în primul rând. Vedeți, el a preluat o parte din atribute prevăzute de legislație de la instituția pe care o reprezint, mai direct spus, de la mine. Eu am un aparat propriu pe care îl coordonez pentru bunul mers al administrației locale în fiecare zi, dacă vreți. Deosebire de mine, el nu are aceste resurse umane pe care eu le pot valoriza în conformitate, ceea ce înseamnă administrație locală. Administrație care este în evoluție și ar zice că este normal să acceptăm să vedem această evoluție într-o continuă diversificare și complexitate. În mod firesc, scopul oricărei administrație locale este să asigure, în principiu, standarde de viață superioare. Lumea vrea să trăiască mai bine. Sigur, ca să poți realiza acest deziderat, îți trebuie niște resurse. Resurse umane poți să ai, dar trebuie să ai resurse financiare. Cu alte cuvinte, bugetul comunității condiționează acest deziderat.
să asigurăm împreună prin deciziile pe care le luăm, dumneavoastră ca deliberativ, propunerile care vin din partea mea, propunerile care vin din partea viceprimarului și a oricărui inițiator legal de această activitate importantă a deciziilor. O decizie poți o iei într-un sens sau altul, poți iei o decizie bună, poți iei o decizie care nu conduce neapărat la eficiență sau la așteptările cetățenilor legitime în ultimă instanță. Practic, el este cam singur, mai colaborează pe domeniul strict cu șeful serviciu voluntar de urgență, cu domnul stângă care răspunde de urbanism și cu persoanele care, prin atribuțiile prevăzute în fița postului, se interferează, dar noi, practic, conlucrăm, deci ne interferăm pentru că organigrama nici măcar nu este ocupată, spuneam, din același motiv menționat anterior, datorită resurselor care sunt modice, nu am abonente, și datorită priorităților pe care le-am stabilit împreună. În momentul când am forțat încărcarea organigramei să mai angajăm executant, de exemplu, și în compartimentul coordonat și condus de către viceprimare, e clar că debalansăm resursele de la partea de dezvoltare. Asta ne dorim cu toții, să investim cât mai mult în partea de dezvoltare a comunității. Reamintesc lui ceea ce este valabil pentru noi toți, deci pentru mine. Că în acest context, că nu putem emite judecăți de valoare în afara unui context obiectiv, se poate eficientiza activitatea noastră printr-o judicioasă abordare. Adică trebuie să stabilești clar care sunt prioritățile, care sunt obiectivele. Pot pleca de la strategie locală, dar pot pleca de la situația de moment, pentru că în activitate de fiecare zi apar lucruri inedite, care nici nu te-ai gândit cu o zi înainte, dar ele apar. Vedeți la această perioadă cu abundență de ploi, cu tot deranjul. Este foarte important și acest lucru de obicei îl realizăm împreună. Ca să stabilim, în primul rând, o organizare eficientă, care sunt prioritățile impuse de evenimentul sau momentul respectiv, care sunt mijloacele de realizare. Vedeți, la mijloace de realizare, de obicei noi apelăm la soluții contractuale. Pe baza creditelor prevăzute în buget, angajăm. Deci nu avem servicii publice propriu-zis. Rolul lui ar trebui să fie și este vrând nevrând, îi place, nu-i place, dar mai departe mai stimulează să-i placă. Mie nu-mi plac toate lucruri, dar încercăm să răspundem la ceea ce trebuie să facem. Coordonează serviciul de iluminat public. Avem un singur angajat care ne asigură mentenanță. Aici apar și destul de necazuri, inclusiv distrugeri provocate patrimoniului public. Aici, sigur, este importantă și colaborare cu alte instituții. Poliția statală și așa mai departe. Coordonează serviciul de salubritate. Aici sunt resurse, iar sugerați în măsura în care mai are energie, dar nevrând trebuie să ne gospodărim de manera eficientă, să fim mai atent la colectarea selectivă și la
la ceea ce trebuie să plătim în colaborare cu doamna contabilă. Din precedent, lucrurile nu merg foarte bine. Încărcarea la tonaj, plătim la tonaj și asta, sigur, conduce la un consum bănesc superior. Deja am făcut estimări cu doamna contabilă față de anii precedenți. Pentru că știți că am preluat și deșeurile de la agenții economici, care produc. Da? Vă dați seama că putem ajunge în situație să trebuie să scoatem bani în plus pentru plată. Să scoatem de undeva, cumva. Nu vreau să comentez. Deci, este o activitate nu ușoară pe care o desfășoară. Încercăm să ținem lucrurile sub control și să realizăm ceea ce trebuie să realizăm cu cheltuieli care să se încadreze. Cel puțin să se încadreze în prevedere bugetare. Nu este un lucru ușor. În sfârșit, eu apreciez activitatea domnului viceprimar. Este, cum să spun eu, un om de echipă. Ne-am propus cumva la modul mai relaxat așa, am dorit să facem cât unul bun. Nu e nevoie să mă iubească foarte mult. E nevoie să colaborăm și să aducem eficiență actului administrativ împreună. Deocamdată atât. Da, vă mulțumim, domnule primar. Îmi pare rău că intervin la dumneavoastră, mi-ați luat așa. Am văzut că nu o să scrie nimeni la cuvânt. Am și eu ceva de obiectat cu privire la raportul prezentat de domnul viceprimar. După părerea mea, pentru principalele activități ale domnului primar, este aceea că răspunde de singura noastră proprietate privată a Consiliului Local, e vorba de pădure și pășune. Dânsul a făcut ceva referire în raport acolo, mai mult către păduri, către pășune, nu s-a referit deloc, în sfârșit. A fost făcut un contract între Consiliul Local și Ocolul Silvic, Mănăstirea Cașin, cu ani în urmă. Acum vreo 2 ani, fără a fi trecut prin Consiliul Local, nu știu cine a făcut trecerea de la Ocolul Silvic Oituz la Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin. La Mănăstirea Cașin la Oituz. Am mai solicitat de câteva ori lucrul ăsta. Modificarea contractului trebuia să treacă automat prin Consiliul Local și să îl aprobăm și să vedem și noi nou contract, care este modalitatea de plată, cât se plătește la hectar, ce sumă s-a plătit, în sfârșit. Cu privire la pășunii, vă aduc aminte că anul trecut Curtea de Conturi a constatat că nu este legal, cum făceam noi, cu taxa de gloabă, cu taxa de pășunat, este că s-a stabilit că voți face un proiect de hotărâri conform legii, care stabilim unitatea, cum se cheamă, pe metru pătrat, în sfârșit, ce este acolo. Suntem în luna a 6-a și nu știu cum cei care au închiriat pășunea, în ce bază plătesc anul ăsta 2019. Taxe de pășunat n-a trecut pe Consiliul Local, proiect de hotărâri cu privire la legii care se prevede n-a trecut, trece anul și nu știu cum se încasează. Solicit ca până în ședința următoare să clarificăm lucrul ăsta. Deci contractul să vină și în Consiliul Local, să vedem și noi. Și contractul a fost cu Oituzul, și contract, asta cu mănăstirea, și contract este cu Oituzul, și făcut proiect de hotărâri să stabilim cât costă pășunea pe anul 2009. E jumătate de an și noi n-am stabilit lucrul ăsta, pentru că este proprietatea Consiliului Local. Da, atât am avut. Aici mi-aș permite, tocmai pentru... Domnul primar, dați-mi voi... Da, terminat, da. Eu am terminat. Dar să voi, eu i-am pus întrebare domnului viceprimar. Dacă domnul viceprimar nu are nimic de spus, atunci, domnul primar, domnul viceprimar, aveți ceva de spus cu privire la asta? Scuzați, poate? Ședință. Avem ședință. În legătură cu contractul de pădure de la Ocolul Silvic, Mănăstirea Cașa,
au acolo Silvii Oitus, cei de la Bacău au hotărât să treacă în partea aia, nu noi. Dar noi suntem proprietari. A zis că nu poate. Nu putea fără noi. Fără noi nu putea. Nu, ascultați-mă, ascultați-vă la un răspuns. Da. Ei mi-au trimis hârtie și a spus nu mai poate gestiona Mecașinul. Și gestionează tot prin noi, cei de la Oitus. Și atât a trecut patrimoniul lor. Nu s-au făcut nimica. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Când... Dacă știți dumneavoastră, mai vin și mă mănânc. Păi ca puțin. Când era la acolo mănăstirea Cașin, plata se făcea din exploatarea care o făcea la așa și acum. Stai puțin. Anul trecut nu s-au dat bani din Consiliul Local pentru pază și pentru alta. Deci sunt niște modificări. Eu la asta mă refer. Sunt niște modificări care trebuiau aprobate din Consiliul Local. Au fost făcute fără aprobarea Consiliului Local. Nu aveți ce să așa. Pentru că înainte, și ieșa din vânzarea de lemn, plătea pază și plătea... Așa, așa cum a dat. Bun, și anul trecut de ce s-a plătit din... Fiindcă nu s-a făcut exploatare. Da. Anul ăsta s-a făcut, adică anul ăsta s-a făcut exploatare. Banii care se iau de la păduri, rămân tot la păduri și se face plata, să faci igienizare, dacă trebuie să faci plantare, dacă trebuie banii aia, nu îi pleacă de acolo, acolo stă în contul ăla. Nu se folosește la altceva. Bun, mai ales să spun? Nu. Aici vreau să intervin, că numai ca să clarificăm lucrurile. Amândoi sunteți în eroare aici. Uitați-vă pe contractul care îl avem. Contractul este semnat cu direcția silvică care coordonează ocoalele. Direcția silvică la solicitarea noastră care asigurăm executarea contractului poate să dispună cu ocolocutare sau ocolocutare. Contractul nu e direct cu ocolul, contractul este cu direcția silvică Bacău care coordonează cele două ocoale. Nu asta are importanță. Ceea ce are important într-adevăr și domnul Vlad sigur, pe bună dreptate, trebuie să primească clarificări. Aici ne poate arăta contabila. Nu știu dacă mai este disponibilă doamna Alina. Ea rog un pic să vene poate. Într-adevăr, în ceea ce privește plata, contabilul poate să spună să vă furnizeze de informații referitoare la această subiect. Și în legătură cu remedierile care trebuia să le îndeplinim în urma controlului curții de conturi, știți că au fost realizate și contractele au fost refăcute după recomandările auditorului de la curtea de conturi. De aia am luat-o pe canale. Problema e de eficientizare. Asta face diferența între cele două ocoale. În rest, contractul este cu direcția civică. Preturile au fost făcute de direcția civică, le-ați cunoscut, le-am aprobat. După mine nu este o problemă. Eu știu că cele două ocoale sunt la concurență, întâi competiția generează la un moment dat sau degenerează într-o anumită conduită diferită. Mai e ceva de clarificat, nu poate. Bun, cu privire la problema cu pădurea am înțeles, să spunem, dar cu proverea pășurii trebuia făcut un proiect de hotărâri ca să stabilim prețul pentru unitate de vită sau cum spune la hectar. Aia trebuia neapărat trecut da, în aici rău. Părerea mea iar sunteți în eroare pentru că noi am executat exact ceea ce a solicitat auditorul. Deci modificarea contractelor, după cât știu, de am rugat pe Alina. Pentru conformitate, vedem ce a stabilit auditorul să face și vedem dacă am făcut. Ești de acord? Poți obții informații în scris, n-am treabă. Dar tot ce nu vorba de da. Informații în scris, dar nu trebuiau trecute prin Consiliul Local? Hai să vedem ce a solicitat auditorul, dacă trebuia sau nu. Bun, fiind proprietate de Consiliul Local, doar nu trebuia. Dar eu n-am nicio problemă. Nici eu n-am nicio problemă, dar totdeauna spuneți
E proprietatea comună, într-adevăr. Păi și noi ce suntem? Suntem reprezentanții Consiliului Local. Păi da, dar nu aveți informații corecte, domnule. Păi dacă nu trec prin Consiliul Local și se fac pe lângă Consiliul Local, cum să am informații? Asta cum se spune? Nu e susținută. Cum să nu fie susținută? Când emit o judecată de valoare, trebuie să pleci de la un sistem de referință. Care e sistemul de referință? Ce a stabilit inspectorul la Curtea de Conturi, cum îi spunem noi, auditori, și ce am făcut noi? Să vedem dacă am făcut. Cum a cerut inspectorul sau nu? Atunci poți să spui, domnule, e bine sau nu e bine, da? Bun. Sunt de acord cu asta. Da. Dar asta o știți dumneavoastră ca și primar sau ca... Dar noi, consilierii ăștia care suntem la masă, eu de unde să aflu dacă nu a fost citit? Nu, eu sunt de acord că trebuie să o știe în primul rând viceprimarul. Că el, și nu orice e la. Dar n-ar vrea să... Păi... discuții incorect fundamentare. Dar nu sunt incorect, domnule. Nu, dar nu sunt incorect. Dar eu, consilier al Consiliului Local Bogănești, de unde se află ăsta? În mass media nu-s date. Nu-i corect, adică n-am fost înțeles. Da, actul de audit a fost prezentat în Consiliu. Da. V-ați notat undeva, vă mai amintiți ce a solicitat auditorul? A solicitat. Pe tocmai asta, auditorul a solicitat să nu mai facem acea taxă pe gloabă, pe animal, să facă pe unitate de vită, nu știu cum se spune acolo în sfârșit, și să facă un proiect de hotărâre care trebuie... Domnul, știți ceva de treaba asta, ca și consilier? De unde să știu? Dumneavoastră știți, domnul Sani? Păi, atunci noi suntem consilier. Noi vorbim a... batem a vampiru și vorbim a iurea. Deci, dumneavoastră spuneți în felul dumneavoastră, noi spunem în felul nostru. Pentru că eu, ca și consilier local, nu am de un saflu. Pe internet nu-i dat, pe... Da, trebuie să știu. De unde să știu? De la... Nu-i corect? Păi, da, da. Actul de audit a fost prezentat în consiliu. A fost prezentat și în actul de audit spunea că trebuie să facem proiect de hotărâre conform legii. Proiectul de hotărâre n-a fost făcut și n-a fost făcut. Păi, dar nu e așa. Dacă vă pot contrazice, trebuie să amândoi să apelăm la sistem de referință, să vedem ce scrie în actul de audit. Și domnul Grigore, aici e lipsa lui, că trebuia să știe primul și să vină cu materialul. Da, păi tocmai eu ce spuneam. La ședința lui domnul Grigore și doamna contabilă este aici. Pentru anul 2019, pășunatul, cum se încasează? Ce sumă se încasează pentru 60 ceva de hectare? Prin logica lucrurilor și prin sistemul de funcționare a controlului realizat de Curtea de Conturi, dacă noi nu îndeplineam până la ora asta, că am avut un termen, doamna contabilă, când a fost termenul? Ianuarie. Să te zic mai tare. 31 ianuarie. Deci, dacă noi nu respectam... Cât am plătit sau cât plătește? Ce a solicitat Curtea de Conturi, el trimitea material în coace, în care prevenea Consiliul, vedeți că nu au fost îndeplinite remedierile prevăzute. În sfârșit. Deci, la doamna contabilă, la ora actuală, nu a ajuns viceprimar. Doamna Eftinca mai este aici? Păi rămâi în copac dacă nu vândem. Vrem să știm și noi prețul care e vieșul. Eu atât a plătești, 20 de milioane, 30 de milioane. Nu știu, poate nu plătești deloc. Întreabă localnicul. Stăt oameni s-a tăiat din pădure. Și s-a făcut cu lemn. Cine? Nu știu ce îi spui, nu știu ce. Banii de acolo. 900 de lei metru. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să mai dezvolt la subiect. Proprietatea din zona Bulziș e dată în fază și administrare unei structuri specializate. Da. E vorba de păduri. Pădurii se exploatează în regim silvic. Da, bun. Pășunea trebuie să aibă o încărcătură pe suprafață. Da. Nu spune de. Noi dacă avem mai mult sau mai puțin, ne privește. Da. Ne poate contesta cel care a închiriat suprafața. Și pășunea de la Buziș e o pășune de slabă calitate. Din punct de valoric. Noi, ea e împădurită, nu e exploatată. Ea trebuie dezvoltată.
Și noi am scăpat un pic lucru de mână. Noi, cine fiind noi? Consiliul local. Noi, tot ce se realizează venituri, doamna contabilă este aici de față, nu se poate folosi în alt domeniu decât pentru acolo. Nu mai e așa. Nu mai e? A, mă scuzați. Se intră în bugetul local. A, se centralizează și... A, am știut, mă scuzați. Dar când am avut... Tot ce se realiza venituri, să amenajau drumul de exploatare, să întreținea pășunea și alte interese, conform amenajamentului silnic. Da, vă, fiecare vă contrazice. E posibil, domnul. Nu m-ați murit nimeni. Pentru că în rapoartele și anul trecut, și cu 2 ani, și cu 3 ani, și cu 5 ani, de când s-au Consiliul Local, se spunea, s-au executat nu știu câte zile de curățare a nemașului, că dacă s-au executat, nemașul nu trebuia să fie curat, și tot vorbim mai iure. Aici aveți dreptate. Nu este supravegheată acreditarea acolo. Da. Acum ne trezăm că sunt pădurile nemașuri și în fiecare an a raportat că cel care l-a curățit, la asta, atâtea zile de curățire, atâtea zile. Haideți să nu mai vorbim aiurea, că vorbim deja. Trecem la punctul 2, că ăsta deja batem avion. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2018-2019 a membrilor Consiliului Local al Comunei Bogdanești. Propun ca rapoartele să fie prezentate în ordine alfabetică, după. Sunteți de acord? Da. Dau cuvântul domnul Brumo Venone să prezinte la fel. Vă mulțumesc, domnul președinte, domnul semnat cu Brumo Venone în calitate de consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară în anul 2018-2019, în calitate de consilier, am participat la toate ședințele de consiliu și am studiat toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și am luat cuvântul acolo unde am considerat că mă nemulțumește ceva. Am aprobat proiecte și am dezaprobat atunci când a fost cazul. Am încheiat un an de mandatul meu de consilier, după părerea mea, cu foarte puține realizări de proiecte importante pentru comun. De exemplu, cele două proiecte, apă și canalul, care ne mulțumește cel mai mult, și podul de la Slobozii. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dacă colegii consilieri sau domnul primar au obiecțiuni la raportul domnului consilier domnul Benon. Vă rog să vă rog. Dacă să fie sănătos, se poate desfășura activitatea cât mai benefic în folosul. Dacă nu trecem mai departe, doamna consilier Danilă este proaspăt în de o lună, da, nu are nicio. La doamna Grigore Mioara, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilier. În perioada iunie 2018-iunie 2019, activitatea mea în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdanești din partea PSD s-a desfășurat în conformitate cu regulamentul de organizare și desfășurare al Consiliului Local Bogdanești, în conformitate cu statutul aleșilor locali, precum și cu celelalte acte normative în vigoare. În temeiul articolului 51 alineatul 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările urbane, fiecare consilier local are obligativitatea de a prezenta anual un raport privind desfășurarea mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea transparenței la nivelul administrației locale pentru fiecare cetățean, ca fiecare cetățean să poată urmări activitatea aleșilor locali. Trebuie să ne dăm seama că privilegiul de a munci este un dar, iar puterea de a munci este o binecuvântare și dragostea de muncă e un succes. Raportul pe care îl prezint este o parte a activității pe care am aflat în calitate de reprezentant al comunității bogdaneștene. Anul 2018-2019 s-a caracterizat printr-o activitate amplă, generată de implicarea în pregătirea documentelor pentru finalizarea terenului de sport din partea instituției de învățământ, promovarea evenimentelor culturale la nivelul comunității locale, lansare de carte, expoziție de carte, prin care am avut oportunitatea unică de a ne conecta cu cititorii, de a primi energia pozitivă împreună cu recunoștința celor prezenți la eveniment, implicarea în cadrul proiectului Incluziune Socială prin Servicii Integrate la nivel comunitar, și au presupus atragerea de fonduri extrabugetare,
pentru promovarea imaginii școlii în comunitate. În ceea ce mă privește, elementele definitorii ale deciziilor promovate au reflectat răspunderea asumată, putere de concentrare, integritate, curaj, disponibilitate în rezolvarea problemelor, transparență decizională. Ordinea cronologică a evenimentelor care demonstrează statutul de consilier local, implicat, activ și responsabil sunt participarea la 12 ședințe din cele 12 ședințe ordinare de lucru ale Comisiei Economice și la ședințele inițiate de data, sunt o singură dată, deoarece am participat la cursuri de formare în perioada respectivă. Am studiat prognoze economico-sociale, buget, finanțe, de administrație, a domeniului public și privat în calitate de secretar al Comisiei Economice. Hotărârile aprobate în parcursul anului pot fi identificate și probate prin intermediul registrului de procese verbale ce conține ședințele Comisiei. Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen, am luat la cunoștință ordinea de zi, am studiat proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării comisiei, solicitând în anumite situații explicații și detalii de la factorii responsabili în cadrul primăriei sau inițiatorilor de proiecte de hotărâre. În cadrul ședințelor am meditat utilizarea limbajului paraverbal, impulsiv, generator de conflicte, deoarece acest comportament mă definește. În calitatea duală pe care o reprezint, am susținut și promovat toate proiectele propuse de către executiv, consultând și echipa școlii gimnaziale Bogdănești. Proiectele s-au axat asupra modernizării și dezvoltării infrastructurii școlare, fiind sprijinite în acest sens. Sprijinul administrației locale poate fi probabil reușite relevate de implicare în sprijinul educației pe parcursul anului 2018-2019, printre acestea numărându-se. Îmbunătățirea bazei materiale prin realizarea de mobilier școlar pentru clasa pregătitoare, achitarea manoperei pentru betonarea terenului de sport, achiziționarea de material lemnos pentru sezonul rece, asigurarea transportului elevilor și asigurarea transportului cadrelor didactice, completarea fondului de carte, alocarea fondurilor pentru achiziționarea materialelor consumabile și pentru utilități. Aceste îmbunătățiri ale sistemului educațional realizate în anul 2018-2019 au primit sprijin financiar datorită alocării unui buget corespunzător, aspect susținut, motivat și promovat în calitate de secretar al Comisiei Economice. Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna consilier, dacă pot să vă dau răspunsul. Nu, am spus că suntem la momentul. Suntem la... Aveți obiecțiuni cu privire la raportul domnului, doamnei Norman? Dacă nu, eu aș avea ceva. Doamna consilier, vă felicit pentru raportul prezentat și pentru activitate. Într-adevăr, aveți privilegiu să fie consilier local îmbinat cu așa, cu activitatea de director al școlii. O treabă bună, după părerea mea, să știuți, să îmbinați utilul cu plăcutul, cum spune pe românești. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă în continuare. Vă mulțumesc pentru mandatul următor. Da, dar poate din partea națională mea. Da. Trecem mai departe. Domnul Oancea. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, în calitate de consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești din partea Partidului Social Democrat, menționez în primul rând că am participat la toate ședințele de Consiliu Local în perioada 2018-2019. Am studiat și am aprobat toate proiectele de pe ordinea de zi și am considerat că sunt necesare comunității. Am participat la diferite activități culturale educative și la diferite evenimente care au avut loc în comun. Personal consider că mai sunt multe de făcut pentru comunitate și în calitatea mea de consilier local, îmi voi da toată silința pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse și, desigur, voi veni și cu alte propuneri și sugestii pentru bunăstarea cetățenilor comunității. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Dacă sunt discuții cu privire la raportul prezentat de dumneavoastră, dacă nu trecem mai departe, domnul consilier Pușcașu. Mulțumesc, domnul președinte! Domnilor și doamnelor consilieri, domnule primar, în perioada iunie 2019 mi-am desfășurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești, în cadrul Comisiei de Specialitate numărul 1, respectiv Comisia Economică. În calitate de membru, la ședințele Comisiei de Specialitate am analizat proiectele de hotărâre prezentate la ordine de zi, am avizat
hotărârile și după caz am propus soluții constructive pentru acestea. Am luat la cunoștință de informările prezentate la ordine de zi a ședințelor de Consiliu. Am adus la cunoștința domnului primar și a domnului viceprimar, după caz, probleme ce s-au evit pe raza localității. Propuneri din partea cetățenilor sau probleme ale cetățenilor și familiilor acestora, ce s-au evit în perioada de activitate mai sus menționată. În discuțiile cu cetățenii, i-am informat în legătură cu activitatea Consiliului, pe care îl respect și îi prezint activitatea cu respect în comunitate, despre proiectele de hotărâre analizate în cadrul ședințelor, despre proiectele de hotărâre cu finanțare aflate în lucru și alte inițiative menite să vină în folosul nostru. În măsura în care mă pricep, îmi voi da toată silința și respectul pentru îmbunătățirea activității mele și a Consiliului Local. Cu respect, Dorel Pușca. Da, domnul Pușca, vă mulțumesc. Dacă și eu vă mulțumesc pentru atenția. Dacă sunt comentarii, discuții, sugestii, dacă nu trecem mai departe, domnul consilier Stanciu Ion. Da. Raport de activitate. Subsenatul Stanciu Ion, consilier local din partea Partidului ALDE. Activitatea mea ca și consilier pe anul 2018 a fost. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare, am studiat proiectul de pe ordinea de zi, la care am fost și aprobat. La unele, da, la unele nu. Nemulțumirile mele ca și consilier pe anul 2018 nu s-a început nicio lucrare. Raport cu apă, canal și podul din Slobozie. Nu s-a început nicio lucrare în activitate. Eu vă mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc. Dacă sunt obiecțiuni, sugestii, reclamații, dacă nu, trecem mai departe, domnul consilier Zulfăstăr. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, domnul și domnule consilieri, domnule primar, domnule vicepreședinte Grigore Gheorghe, raport la activitate iunie 2018, iunie 2019. Consilier local de Blocavian, din partea Partidului PNR Bogdănești și vicepreședinte al Organizației Locale PNR și președinte al Comisiei Economice din Specialitate, de partea următoare. În calitate de consilier local PNR, am participat la toate ședințele din cadrul Consiliului Local Bogdănești și am votat cu aviz favorabil toate proiectele care au fost legale. Am fost alături și voi fi alături în continuare de tot cetățenii comunii Bocănești, atât în calitate de consilier local, cât și cetățean al comunii Bocănești. Am vrut să rezolv problemele cetățenilor din comună mai mult, dar nu s-a putut, deoarece am fost respins din cei care sunt la putere. Marea lor dorință al cetățenilor sunt șanturile, drumurile, apa și canalul, canalizarea și gazul. Și și podul la punctul Slobozie, care nu s-a făcut, care vor toți cetățenii din partea Sloboziei. Și mai ales pentru cei tineri, tineretul, vor ca terenul de sport în punctul Slobozie să fie făcut curat și ca să poată să joace mingea. Că arată foarte dezastru terenul de pota. Aceasta este raportul de activitate în locul de sport. Dacă sunt comentarii, apreciez cu privire la raportul domnului Vâlcom. Dacă nu, trecem mai departe, cred că l-a avut ultimul consilier, fiind eu. Nu o să dau citire raportului, raportul e același ceea ce spune, o să-l spun, îl știu din memorie. Încep cu primul lucru pe care l-am pe suflet, sincer, personal, nu sunt mulțumit de ceea ce am făcut eu în Consiliul Local. N-am putut să convinc ceilalți colegi sau pe așa să fim în pas cu
ceea ce spune Uniunea Europeană în anul 2019. Cam participat la ședințe, ca asta e firesc, am fost la toate. Aș solicita sau aș ruga, haideți să ne unim cu toți, să facem fiecare picătură cu picătură, să aducem o dată, așa cum se spun toți, am spus de apă de canal, toți, site-ul primăriei ce a spus pe asta scrie toată apă, canal, apă, puntea, la vlăvozie, așa oată, haideți să ne unim, haideți să facem ceva, să pornim lucrurile în local, că stăm așa, se duce anul 2019, mai trece și 2020, și o să spunem și la anul, că am participat, și nu am participat. Da, vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt comentarii cu privire la acest punct, trecem la punctul. Eu, da, domnul primar, da, aveți cuvântul, vă rog. V-am ascultat rapoartele, ele sunt identice, așa. Îmbătrânite, așa, ca de obicei. Au fost mai mult critici, dar autocritic, chiar așa? Eu am început, cum mă scuzați, domnul, am început autocritic. Acum eu, da, aici este adevărat. Ele sunt, de fapt, niște autoapreciere electorale și criticat primar, criticat viceprimar, dar autocritic, în sfârșit, probabil, e mai greu de făcut apel la, până la propria conștiință. N-am auzit pe nimeni să fi organizat audiență, aveți afișul pe acolo, așa la colportat, știri și așa mai departe. Bun, în legătură cu investițiile, n-am trecut la execuție, dar până la execuție trebuia să știți că sunt niște etape preliminare. La apă și canalizare a trebuit să trecem prin procedura de achiziție publică. Se lucrează la proiectare, alergând după 14 avize, nu poți emite autorizația de începere. S-ar putea să aveți ghinion în ghilimele și să fiți surprinși. Eu cred că până în Sfântă Marie e posibil să începem execuția. La fel și la podul din Slobozia. Sunt lucruri care depind de noi, de mine și echipa pe care o coordonez și care nu depind de noi. Sunt proceduri birocratice pe care nu le-am inventat nici primarul la Bogdanești, nici viceprimarul pe parte. Trebuie să primim, de exemplu, acum acceptul centrului regional de la Iași ca să intrăm în licitație. Atâta tot. Noi am făcut demersurile până aici. Avem contract de finanțare și la un proiect și la celălalt și așa mai departe. Sunt foarte multe proiecte în toată țara. Sper să intrăm în procedura de licitație. Trebuie să respectăm procedurile. Eu înțeleg că noi românii și cei cu demnitate publică prima preocupare e discursul electoral, de la președintele țării până la comunitatea din Bogdanești și așa mai departe. E firesc într-o anumită măsură, dar cred că trebuie făcut apel și la propria conștiință. Pentru că, în fond, rapoartele astea sunt niște acte de informare publică. Las cam denaturat, așa, hai, atac la primar, atac la viceprimară, dar pe la propria conștiință, atât. Da, vă mulțumim, domnul primar. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatezare Bacău pentru anul 2019. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, da, răspund. Mulțumesc. Vă să dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2019 în cuantum de 3.000 lei. Articolul al doilea, mandatarea domnului Grigore Gheorghe, viceprimară în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în adunarea generală a asociației respective, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, prezentul proiectului de hotărâre, precum și după cum urmează. Aici urmează o înșiruire de cuantumuri pentru
alte categorii de OAT-uri. Și articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Moncioi Vasile, secretar comună, primarul comunei Bogdănești, persoane nominalizate la articolul al doilea, asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Ideea de bază este că noi fiind membri a unei asociații, un rol foarte important și să sperăm în devenire, să zicem, pozitivă, ca orice membru avem drepturi și obligații. La capitolul obligații și obligații care validează calitatea de membru al asociației respective este plata unei cotizații și la partid și așa mai departe. Deocamdată atât. Vă mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia numărul 1, Comisia Economică. Da. Vă mulțumim, domnul președinte, doamne și domnule consilieri. Comisia numărul 1 Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă există comentarii, dacă nu, eu aș avea ceva de comentat. Mi se pare, nu știu cum să spun eu, saltul ăsta la cotizații, e părere personală, e părere cum vreți dumneavoastră luați, parcă anul trecut, acum un an, cu 2 ani, cu 5 ani, era vorba de 500 de lei, 5. Milioane, cum spune. De la 5 la 30 de milioane e foarte mult. Mai ales că anul ăsta s-a scumpit taxa pe cetățean de la 4 lei la 6 lei. Dacă ne-am dus de la 500 de lei la 30 lei dintr-o dată, mi se pare cotizația asta prea mare. Nu știu cine o stabilește, dar de la 500 la 30 de lei. Mult așa. Eu, unul, sincer, indiferent ce se întâmplă, nu o să vă trebuie de această creștere prea mare. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt comentarii? Aveți impresia că am propus-o eu? Nu că aș propus, dar mi-aș fi pe ținător din proiect, nu că aș propus. Păi de atâția ani ne votăm cotizația asta, nu știu de unde vine. Știu. Contomurile astea. Și unul m-a spus că e prea mare, dintr-o dată, la 5. 100 de lei la 3.000 de lei, nu se pare, asta așa. Și eu sunt de acord, nu e propusă de noi, e propusă de la conducerea executivă. Dar știți ce se întâmplă dacă nu votăm? Este din calitatea de membru ADIS cu toate consecințele. Eu n-am zis că nu votăm. Nu votați! Eu nu votez eu personal, nu. Ceilalți votează o să fie votată, pare. Eu mi-a referit. Poziția mea de consilier local, de ce treceam în comun, nu mă referi la... atât. Mai sunt comentarii? Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Doi, patru, șase voturi pentru. Abțineri? Contra? Trei. Deci șase pentru, trei. Cine este împotrivă? Domnul Stanciu, Vâlcu și Vlad. Proiectul de hotărâre a trecut. Vă mulțumim. Trecem la următorul proiect. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale în patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală, Valea Trotușului, Bacău, pentru anul 2018, domnul primar. Mulțumesc. La primul punct, propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL, Valea Trotușului, Bacău, cu suma de 8.500 lei pentru anul 2019. Articolul al doilea prevede următoare. După aprobare, doamna Răcăuțeanu Romirea, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărâre. Al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul comunei domnul Cioi Vasile, primarul comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, asociației GAL Valea Trotușului, instituție prefectului de Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.
aceeași idee ca și la precedentul proiect de hotărâre fundamentează și acest proiect. Măcar aici ar face observația că am și accesat niște bani europeni pentru podul de Slobozia. Și aici ar se admite ideea că e cam mare, dar cum să spun eu, prin diferență, pe total aici avem beneficii. Deci, din punct de vedere financiar, este rezonabilă relația noastră cu grupul de acțiune locală. Și, în mod feresc, consider că este bine să fie aprobat. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia numărul Comisia Economică. Da, domnul președinte, vă mulțumesc. Doamne și domnul consilier, Comisia numărul 1 Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat adus favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre, dacă sunt aprecieri, așa nu știu, punem la vot. Cine este pentru? Dar în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost validat. La punctul 6, solicitările adresate Consiliului Local, am înțeles că nu sunt. Deci, pentru încheierea ședinței, așteptăm clarificarea domnului Grigore Cariuțu. În legătură cu contractul domnului Meditelu Cătălin Constantin, are impozit de plătit 1274 de lei, și pentru pășunii 4.232 de lei. Pentru contractul domnului Mititelu Gheorghe are plătit 632 de lei impozit și pășunii 1.959 de lei. Altceva? Atât. Domnul Grigore, fă ordine în prezentarea materială. În gestionarea pășunii avem două tipuri de contracte. Un contract de pază și administrare pentru pădure, conform codului civic cu direcția civică, iar pentru pășune precizează că controlul curții de conturi, asta așteptam și de la doamna jurist, a obligat la adaptarea la contractelor, nu la anularea lor, pe baza altor criterii. Asta doreau să se consiliere. Li s-a prezentat, dar a uitat. Conform prevederii. Alo. Dacă nu faci ordine, cum să spun eu, e cam păcupoasă intervenția. Domnul de la Curtea de Conturi ne-a lăsat, conform prevederilor articolului 9 NEA 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 34 pe 2013, privind organizarea, administrare și exploatarea plajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea organizației administrației și exploatarea legii fondului funciar numărul 18 din 91, aprobat cu modificările și completările prin legea numărul 86 din 2014, cu modificările ulterioare. Bun, dar n-ai explicat esențial. Ai făcut apel la legislație. Ce-a cerut auditorul? Anularea, modificarea contractului sau adaptarea lor pe alte criterii? Pe cantitatea de furaje pe care o produce? Cantitatea de furaje. Păi, așa trebuie prezentat. După cât știu, așa s-a și întâmplat. Da, așa s-a și întâmplat, dar treaba asta trebuia informat Consiliul Local. Tot ceea ce ne-a spus, asta spus și domnul, asta am spus și eu. Deci, s-a stabilit un nou preț fără noi să știm. Dumneavoastră, bineînțeles că știți că lucrați în aparat. Dar noi care venim la ședință, de unde să știu, de unde s-a luat bun? Le-ați aflat. De unde? Le-ați aflat. Da, dar am aflat după ce... Și normal, și logic, și legal, acest proiect, prețul ăsta, trebuia trecut prin Consiliul Local. Deci, prin aprobarea Consiliului Local. Poate Consiliul Local, fiind... Auditorul nu a solicitat. Legea spune că trebuie, suntem proprietari și noi suntem cei care trebuie să știm să facem proiectul de vedere. Nu s-a făcut proiectul de vedere și să mai dăm din bani. Asta e. Ne vin alte... De care închise ședința?